Bună, bine ați venit pe acest mirific, miraculos și mirobolant canal de YouTube. Astăzi voi încerca rețeta să fac spume dacă știu, altă variantă. Rețeta cu tagliatele, dar noi avem pene. Așa, cu brânză feta, dar noi avem brânză simplă. Și cu roșii sherry și noi avem roșii sherry. Prunișoare. Da. Merge. Așa. Ulei de măsline, condimente. Pac, pac. Este rețeta de pe TikTok, să știți, da? Așa că Roxanica o să vă arate aici tot ce face, pentru că noi două ne certăm în bucătărie. Dacă suntem împreună, este canalul ei, așa că eu sunt musafir. Eu pot doar să comentez. Dacă vreți să vedeți un alt clip în care noi gătim o rețetă foarte interesantă, este pe canalul Corinei, rețeta macaronți, care ne-au ieșit fenomenale. Wow! Eu chiar am mâncat vreo 20. Da. Ea nu, i-am mâncat 3. 3. 3, dar nu întregi. 3 jumătăți. 3 jumătăți, gen. Adică un macaron jumate. Așa că hai să nu mai stăm la palavre, da? Cum fac și eu la mine. Și haide să se apuce Roxana să vă gătească. Să îmi gătească, să ne gătească. Ca da? Să putem să vizionăm liniștite după aia o emisiune. Burlacul. În timp ce mâncăm spaghete. Roșuțele au fost spălate și acum le punem în... Mă bucur. Uite-te puțin. Uite-te puțin ce înseamnă roșuțele. Va trebui să le tăiem. Ai una micuță. Ai una micuță de Iena. O știu eu. Nu știi tu unde e? Am văzut-o eu. Unde? Aici. Trebuie să facem pe asta. Că e mai... COVID. COVID. Mai vezi la undeva? Uite. 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 Gata. Ok. Iar acum? Facem locul mijloc. Punem brânzica feta. Care e măricică, gen. Mai întreb. Mai una? Da. Eco! Așa. Arată bine. Condimente. Corina a pus deja apă în boicică, o pune pe foc și punem paste. Cam câte paste să punem pe ea. Numai de trebuie? Punem pastele la fier. Regula de 3 secunde. Bine, ai spălat astăzi cu orice este dezinfectant, omoră 99% din oameni. Pune, pune, pune! Că doar o dar nu pui de la tine. Pui de la mine. Punem puțin ulei, foarte puțin. Puțin ulei? Eu pun întotdeauna puțin ulei, doar să nu se lipească de nu e tigaie, e de oală și puțină sare. Sare, da, pune ușor. Deci am dat drumul la cuptor, cred că la 4, vreo 160 de grade. Corino, a făcut. A scăpat aicosul. Ce-ar fi, te rog, nu te strica. Am să pun roșuțele cu brânzica la cuptor în timp ce Corina aș prinde de mine că pot să strică ta găsul, dar văd că... Încă merge. Oana, numele meu este Corina și intrați pe Corina Niculescu. Puancă cing! Stai, stai. Hai să facem salată. Ah, ok, hai. Stai. Deci, me and Roxana, we have a salut international. It's like and this. Then I ask you, Corina, Nicki Minaj or Cardi B. Nicki Minaj. What the fuck? That's on period. That's on period. Dacă voi știți cine suntem, lăsați acolo un comentariu. Eu chiar sunt curioasă. Cine n-a văzut fata care are 8 clase de
Dați un period. Da. Pastele mai au puțin și să fac. Bine, foarte puțin. Ia să vedem cum arată și roșiuțele. Ah, e ok, fierb acolo. Mamă, Cori, cred că sunt aproape gata sau sunt gata, ca să înțelegi. Puțin ulei extra virgin de măsline. Nu? Chiar am. Ah, da? Ea știe ce am eu în bucătărie, dar vă păcă. Puțin ulei de florasan. Nu, nu ies. Aia nu ies. Puțin ulei de măsline. Bine, pune puțin mai mult. Mai pun? Nu știu. Zici tu un stop sau... Mai pun un pic aici. Aici? Da. Gata? Nu știu. O să scoatem, nu pastele, roșiile cu brânzica. Le-am ținut aproximativ 10-15 minute maxim. Și par făcute. Mamă, sunt. Ok. Punem aici. Va trebui să luăm o furculiță și să strivim chestia. Sau cu roșiile? Asta e, că la roșii am o mică dilemă. Ia, fă-tu. Și cred că aici era mai bun telul, să știți, oameni buni. Hai, dă telul. Să încercăm cu telul. Băi, Corina, ești deșteaptă tare. Ai pus usturoi? Nu. De curând. Vom pune puțin usturoi granul. M-am fript. Da, fript. Granulat. Iar acum ne-am pregătit bolul și niște pastele. Avem. Și îmi voi lua lingura pentru a-mi pune sos. Mergea niște carne. Da, chiar că... Nu? E de post treaba asta. Mă simt așa puțin tristă fără carne. Uitați. Cam așa arată pastilii. Și acum învârtim. Să vedem dacă mai avem nevoie de sare, că nu prea am exagerat cu sarea, ținând cont că brânza feta inițial e sărată. Cred că mai trebuie sos, ca să înțelege. Trigem? Pentru un om care mănâncă foarte sărat, mai trebuie sare. Cu sare sunt mult mai bune. Da? Mult mai bune, da. Așa că mergem în bucătărie să mâncăm această deliciune! În bucătărie, în sufragerie. Uitați cum așa arată de aproape. Se văd cojile de roșie. Probabil alte persoane le fac cu mixerul. Sau nu știu, nu prea am văzut. Am văzut decât cu ăla cu care faci piureul. Nu știu cum se numește. Cu bătătorul de piure. Dar arată foarte bine. Și sunt și gustoase. Mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog. Sper să vă mai văd pe aici. În fine, nu vă văd. Vă aștept în continuare la următoarele mele clipuri. Iar eu vreau să vă zic ceva important. Dacă vă place carnea, faceți un mișmiș și băgați niște carne acolo, deoarece simțeam nevoia de carne și pastele fără carne sunt așa. Dar dacă sunteți vegetarian sau, nu știu, nu mâncați cu carne, sunt foarte bune și așa. Dar dacă vă place carnea, băgați tati carne. Am lipsit. Am lipsit baconul, am lipsit puțină pastramă, ceva. Eu care mereu am pastramă la mine, aduți aminte. Da. Eu am băgat puțin pui la final, că mi-am adus aminte că am puțin pui. Dar a fost ok. E o rețetă care merită încercată, poate cu mai multe roșii și o brânză mai sănătoasă. Și dați un subscribe și un like la filmuleț și lăsați un comentariu dacă ați încercat și voi. Și ceva mai zis eu pe acolo. Lăsați-mă tot în comentarii. Mersi! Bye!